au refuzat să respecte regulile, dar s-au ales doar cu preîntâmpinări din partea poliției. Este vorba despre zeci de enoriași care au mers ieri la slujbă la Biserica Sfânta Fericită Maica Matrona din sectorul Buican din capital. Acolo preotul i-ar fi alungat din lăcaș pe creștinii care purtau mască de protecție anticovid. Oamenii legii anunță că s-au autosesizat, dar nu spun nimic de amenzi. În schimb, susțin că încearcă să fie înțelegători. Noi în cazul respectiv ne-am autosesizat și vom lua decizii conform normelor legale în vigoare. Însă nici vorbă despre amenzi și asta deși echipa TV8 a surprins duminică în jur de 50 de persoane în biserică care nu purtau măști și nu respectau distanța socială. Poliția, în schimb, încearcă să fie înțelegătoare. În multe cazuri venim doar cu activități de explicare și nu aplicăm norma legală, fiindcă suntem înțelegători, dar rugăm ca acest lucru să fie manifestat și de către cetățeni. Noi nu ne dorim nici într-un caz ca cineva să ajungă infectat în preajma altor persoane unde există risc sporit sau nu de Doamne, de acolo să plece cu un virus și să ajungă la spital. De asta vorbim foarte mult din timp să discutăm cu Metropolia. Serviciul de presă al Poliției Capitalei ne-a declarat că pe acest caz a fost totuși pornită o procedură contravențională, iar toate circumstanțele urmează să fie stabilite. Am încercat să obținem un comentariu și de la reprezentanții Metropoliei, însă responsabilii ne-au închis telefonul. Pe parcursul săptămânii trecute în capitală, oamenii legii au întocmit 674 de procese contravenționale pentru nerespectarea regulilor de combatere a noului tip de coronavirus. 34 dintre ele au fost pe numele unor agenți economici. Totodată, polițiștii susțin că au vizitat și lăcașurile sfinte pentru a atenționa credincioșii să respecte regulile antiepidemice, însă nu oferă detalii dacă au amendat măcar vreo persoană.